Corvinul Hunedoara a câștigat și primul meci amical al cantonamentului din Antalya. Corviniștii au depășit cu 1-0 formația poloneză Miedzi Legnica, ocupanta locului 8 în Liga a doua, unicul gol al întâlnirii de la Belek fiind reușit de Pârvulescu în minutul 73. Este al patrulea succes amical consecutiv pentru albaștri. În această perioadă, Corvinul Hunedoara se află în cantonament în Antalya, acolo unde s-a jucat și un prim amical cu echipa poloneză Miedzi Legnica. Unica reușită a meciului a venit în minutul 73 după un atac în viteză în dreapta purtat de Iacob și Mitran, cel din urmă găsindu-l în careul mic pe Pârvulescu, care a trimis în plasă din prima cu călcâiul. Testul s-a încheiat cu alte două ocazii mari, câte una la fiecare poartă. Antrenorul principal al Corvinului, Florin Maxim, spune despre meciul amical că este o victorie la primul meci în Turcia, venită împotriva unei echipe foarte bune, spun eu. Nu degeaba sau nu întâmplător au fost după primele 9 etape pe primul loc. O echipă foarte agresivă, foarte organizată. Noi am intrat puțin mai greu în joc. Le-am făcut niște cadouri, niște pase greșite, după care eu cred că am cam pus stăpânire pe joc. În multe momente chiar am dominat. Mă declar mulțumit pentru că au fost două zile cu câte două antrenamente, altă temperatură față de cea de acasă. Băieții au răspuns bine și un meci bun pe ansamblu. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-0 pentru Corvinul, care rămâne fără înfrângere în amicalele din această iarnă. Albaștrii revin pe teren vineri, 9 februarie, împotriva georgienilor de la FC Rustavi.